găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Emisiune, să-i spunem, mai specială. În această seară am un singur invitat. El se numește Cristian Tudor Popescu și nu are nevoie de nicio prezentare. Ne-am gândit că e mai bine așa, pentru că o perioadă n-a fost invitatul nostru și s-au strâns mai multe subiecte pe care o să le discutăm acum în emisiunea, ultima emisiune din această săptămână. Haideți să începem, domnule Popescu, cu ceea ce se numește filmul de la alegerile din Statele Unite. Comentarii în România foarte, foarte multe, nu numai în presă, dar în toate mediile, astfel încât campania electorală din România a intrat cumva în umbra alegerilor din Statele Unite. Am avut și aseară o emisiune pe această temă. Cum ați văzut dumneavoastră, ca un gazetar și ca un șef de ziar la urma urmei, desfășurarea și deznodământul de până acum al alegerilor din Statele Unite? Alegeri pentru Casa Albă. Părerile, opiniile exprimate în presa românească merg, din câte am văzut eu, de la admirația pentru un exercițiu de democrație, un splendid exercițiu de democrație desfășurat în fața lumii întregi de Statele Unite și până la opinia că Statele Unite își dau palme în fața lumii întregi. Că prestigiul lor a fost grav afectat de ceea ce se întâmplă în Florida acum. După părerea mea, ambele direcții de ambele abordări sunt eronate. Cuvântul cheie pentru ceea ce se întâmplă acum în Statele Unite este cuvântul care este și noastră foarte familiar, domnul Tucă, show. Show. Show pe ce ei. Ce se întâmplă acolo e un show, da, show pe ei. Înainte de orice. Deci înainte de democrație, înainte de prestigiu Americii și aia de parte, acolo e un show. Au reușit să transforme și alegerile sau desfășurarea alegerilor într-un show. Într-un spectacol. Într-un show. America întreagă e un spectacol. Nu? Cine a fost acolo a văzut că americanii fac practic show din orice. Și au făcut show și din aceste alegeri. Cine vrea să-mi spună mie, e părerea mea, că modelul electoral american, sistemul electoral american, este un model de democrație, având în vedere teoria și filozofia democrației, nu și-a găsit clientul. Deci, părerea mea, este unul din sistemele cele mai perfectibile, sistemul american. Are o grămadă de ciudățeni. Chiar studiindu-l acum cu atenție, am văzut că, de fapt, sunt mai multe filozofii acolo care sunt îmbucate cu forța unele în altele și creează un soi de conglomerat. De pildă, avem un vot universal, un vot popular, cum îi spune. Da, unde Gore, unde, ca să dăm și exemplu, are mai multe, are voturi mai multe decât Bush. Decât Bush. Și care presupune intrarea omului în cabina de vot și pusul buletinului în urnă. Da. Dar avem și acei electori care sunt numiți, atenție, de către activiști, de către partide, ei sunt votați după aceea pe liste dacă sunt puși. E facultativ să fie puși sub candidatul prezidențial. Corect. Pentru că nici nu contează. Cine votează candidatul prezidențial, automat îi votează și pe electorii puși de partid. Ei sunt puși pe criteriul respectabilității. Bine, nu trebuie să fie membri ai Congresului sau membri ai unor alte organisme federale, dar criteriul e respectabilitatea. Ce poate fi respectabilitatea decât, în primul rând, banii în Statele Unite? Sigur, poate sunt și alte criterii, dar în primul rând banii. Și atunci ce tip de vot ne amintește asta? Votul cenzitar. Votul în care, bazat pe avere, asta era votul cenzitar, dar în orice caz, tipul de vot în care votează doar elitele. Nu votează toată lumea. Este o obsesie veche a unor persoane. Deci să ziceți că sunt votați acei electori. Moment. Deci, eu nu cred că sunt votați electori. Stați un moment, domnule. Da. Electorii sunt numiți de către partide. Nu, dacă își dau votul pentru republicani sau democrați, da, își dau votul și pentru electori. Cine? Știu cine sunt electorii. Alegătorii. Alegătorii. În unele cazuri da, în altele nu. Deci pe anumite liste de vot este candidatul la președinție Bush și sub el sunt electorii din statul respectiv. Mm-hmm. Pe altele nu. Nu e obligatoriu. Și în general nu respinge nimeni electorii. E și absurd să fie respins. Corect, o listă care merge automat numită de partid. Bun, dar nu sunt votați. Adică omul nu se duce cu sentimentul că votează elector la care nu, bani. Nu are sentimentul votării electorilor. Aia sunt numiți de către partid. Și criteriile partidului sunt astea. Respectabilitate. Deci este un sistem de vot selectiv din ăsta. Pentru că adevăratele alegeri în Statele Unite ale Americii nu au loc acum. Au loc în 18 decembrie.
când acești electori aleg președintele în mod efectiv. Deci ăsta e un sistem de vot cenzitar prin care o elită, acești electori, 538 de electori, îl aleg pe președinte. Practic, ei fac inutil, ar face într-un fel... Cum este legătura între sistemul de vot universal popular... Ar putea să vă fie inutil votul universal. Exact, și sistemul electoral. Bun, și dar aici... s-a întâmplat foarte rar ca electorii să nu dea votul așa cum votase poporul. De obicei, este normal. Ei fiind trimiși unui partid, ei urmează ceea ce partidul respectiv susține la președinție, deci e normal să... Dar, teoretic, ei poate să voteze ce vor acolo. Teoretic, s-a și întâmplat. Da, s-a întâmplat, dar foarte rar. Foarte rar. Dar acum ajungem la această joncțiune care se face între votul popular și votul prin colegiu electoral. Și care se face printr-o joantă din asta, forțată, numită winner takes all. Acest câștigător care ia totul. Da. E, după mine, care sunt un gazetar român, eu spun că acest principiu contrazice o idee de temelie a democrației. Și anume proprietatea asupra votului propriu. Absolut. Votul tău poate foarte bine să fie trecut la democrat sau la republican, în funcție de cel care are majoritatea. Exact. Așa ceva e incorrect. Dacă eu i-am dat votul lui Băsescu, nimeni n-are dreptul să mute votul meu la Oprescu. Este limpede, nu știu, îl taie, îl aruncă, dar nu are voie să facă chestia asta. Corect. Ori prin acel winner takes all, milioane de voturi. Pentru că și noi avem în România redistribuirea după ce s-a încheiat alegerile legislative. După ce s-au încheiat. După ce s-au încheiat. Și voturi puține care nu fac decât să întărească structura rezultată din alegeri, ierarhizată. Absolut. Aici câștigătorul ia totul la electorat. Aici, dintr-o dată, nu, milioane de voturi sunt trimise unde nu omul care a votat nu dorea să fie trimise. După părerea mea, este un fault la adresa fundamentelor democrației. Vă întrerup doar o secundă și după ce am să vă las să vă continuați ideea. Aș fi foarte curios să aflu, dacă poate cineva să facă această statistică, câte voturi au luat efectiv, da? Fără această, să spunem, acest vot de cine câștigătorul ia totul, da? Câte voturi a luat fiecare dintre cei doi candidați. Ar fi foarte interesant. Pentru că în cazul electorilor. Înțelegeți? Deci în cazul, la însumare, la votul popular, e clar că toate voturile sunt trecute acolo. Deci la votul popular este gol. Acest principiu dă, de fapt, acea nedumerire pe care o are toată lumea în România. Faptul că gol cu mai multe voturi, prin acest sistem de care vorbeam, deci Gor, care are mai multe voturi, poate să piardă alegerile. Poate din cauza electorilor. Din cauza electorilor. Din cauza acestei joncțiuni, care v-am spus că funcționează datorită acestui principiu, care ține mai degrabă de poker. Absolut. Decât de democrație. Și de ce credeți că până în momentul ăsta americanii n-au... Stați să vă mai spun ceva. Vă rog. A mai fost un moment, iarăși, exemplificativ în direcția asta. Țineți minte momentul în care aveam posibilitățile sau Bush câștigă trei state, adică Iowa, Oregon și Wisconsin, sau câștigă Gore, Florida. Da. Astea erau posibilitățile la un moment dat. După care a câștigat cu o mică diferență Gore în Iowa, deci... Nu mai conta Bush, cine câștiga Florida, câștiga totul. Deci Oregon și Wisconsin erau scoase pe tușe, pur și simplu. Erau scoase pe tușe, de ce? Aici nu mai sunt contau voturile lor. Da, sunt de acord pe jumătate. De ce? Pentru că s-a întâmplat ca în cele două state să numere la sfârșit voturile. Puteau să fie oricare alte Absolut. Două state. Absolut. Eu spun, sunt două state în care cetățenii... Spus aseară. Votul lor nu este luat în considerare. Exact. Nu, n-am văzut, iertați-mă, n-am văzut aseară emisiunea. V-am zis să vă uitați în fiecare seară. N-am văzut. Deci am spus exact același lucru. Iarăși niște cetățeni care data viitoare poate nu mai vin la vot. Pentru că au constatat că ei nu sunt în tensiune electorală. Asta și pentru că acolo numărul electorilor era foarte mic și nu se ajungea la suma electorilor care să-l facă pe unul sau altul candidat la președinție. Nu era foarte mic. Foarte mic este în Wyoming, în Dakota de Sud, de Nord, în Wisconsin erau 7, 11 în Wisconsin și în Oregon. Nu sunt statele printre cele mai electorii cei mai puțini. Păi nu, drept urmare erau mici, erau numărul mic de electori pentru că n-au ajungeau la 271 sau care e numărul. La 270. În sumate, de aia s-a așteptat Florida. Dar gândiți-vă că s-ar fi terminat de numărat voturile în Florida. Și statele rămâneau de-a dreptul pe din afară. Adică nu mai contau deloc voturile. Nu că n-au fost numărate sau că au fost numărate. Nu contau într-un anumit moment la vot. Da. Bun, de ce credeți că s-a ajuns la show-ul ăsta? De ce funcționează sistemul ăsta? Da. Păi e foarte simplu, pentru că America
În clipa de față, în America, un astfel de sistem de vot, cum este el, are o grămadă de chichițe, de noduri. Nu avem timp să le discutăm mai. Sunt o grămadă. Tehnice, nu da. E coerent, nu în toate statele la fel. E ceva de groază acolo. Bar chiar cea mai teribilă aia, dacă nu se atingea 270%, nu știu dacă ați spus-o și pe asta, era ales de Camera Reprezentanților, președinte. Asta nu știam, acum aflu. Da. Deci dacă nu se făcea 270%, acum obligatoriu se face, da. Deci nu avea majoritatea absolută la 538, îl alegea pe președinte Camera Reprezentanților. Deci se termina cu votul popular și venea pur și simplu Camera Deputaților, cum a venit lui, și l-alegea pe președinte, s-a terminat. Nu? Corect. E adevărat că camera este alasă prin vot direct și uninominal. Vezi cum ne întoarcem acum. Camera Reprezentanților, ca și camera. Senatul. Și Senatul la fel. Tot prin vot direct și uninominal. Ați văzut titlurile din presa străină legate de ceea ce se întâmplă în America? Nu. Bun, sunt de acord cu dumneavoastră că a fost show total, da? Nu, să termin de ce e show. Deci show este pentru că, știți cum e sistemul ăsta care e un sistem vechi? E o antichitate. Este ca așa cum sunt perucile pe care le poartă Pairii, mă rog, din Anglia. I-am văzut cu toții la televizor, în camera lor zilor. Da. Anglia este o țară super dezvoltată și totuși ei își poartă perucile pe cap. Așa își permite și America să poarte această perucă de lux. Își permite luxul de a-și purta această perucă veche, pentru că sistemul economic american merge extraordinar. Pentru că liberalismul ăsta formidabil american, pentru că posibilitatea ca o idee să fie materializată în milioane de dolari în câteva luni de zile, cu o viteză formidabilă acolo, face ca economia americană, care a ajuns la un boom unic în istoria Statelor Unite, să fie practic independentă de cine... Ăștia se uită la ea, președintele se uită pur și simplu la ce se întâmplă în Silicon Valley și zice și el, da, domnule, nu e ideea aia de control, de condiții minunate pe care le creează președintele, nu creează nimic, se uită și el la fenomenul economic extraordinar. Care nu are nicio legătură cu el. Nu. De fapt asta n-are. El evoluează într-un stat liberal, puternic, capitalist, în legea lui, natural. Și atunci, într-un astfel de stat... E normal că oamenii își pot permite sistemul ăsta. Ia gândiți-vă sistemul american într-un stat slab dezvoltat. Ce s-ar produce acolo? Păi am avea război civil la primele alegeri. Așa cum este sistemul. S-ar încăiera pe chestia asta cu winner takes all și cu toate chichițele alea din fiecare stat, s-ar încăiera dacă ar fi vorba de un stat... S-ar încăiera pentru că vine acum ăștia, au de 200 de ani, s-ar fi încăiera exact. Și la vremea lor. La vremea lor. Bun. Nu, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Mai aveți ce să spuneți ceva în legătură cu argumentarea show-ului? Da. Am o singură întrebare. Da, vă rog. Domnule, eu sunt de acord că a fost show. Da. Și într-adevăr a fost show. De ce? Pentru că tensiunea a fost, diferența dintre cei doi a fost foarte mică. În timpul ăsta sau în ultimii ani în America a fost un boom economic, a fost o dezvoltare extraordinară economică. Și lumea a privit această întrecere ca pe o întrecere de televiziune, ca dacă vreți, ca pe un show televizat, absolut. Că asta a și fost la urmă. A fost un show televizat, ei nu s-au bătut în stradă sau să iasă cineva cu afișele. Dar până la renumărarea voturilor. Sunt de acord că show, în momentul ăsta a terminat show-ul. Care-i problema? Poate să renumere voturi liniștiți. Clinton e la locul lui până în ianuarie, America merge înainte. De acord. Care-i dar problema? La noi mai fost show. Deja de acolo mi se pare că a început un fel de... Nu știu, stai să vedem ce va rezulta din treaba asta. Poate să rezulte și refacerea legilor pe Florida. Deja un senator democrat pomenea de așa ceva. Astă seară. Poate să rezulte orice de acum. Poate să rezulte orice. Dar acest lucru este privit în continuare cu detașare de către americani, cu relaxare, eu asta vreau să spun. Gândiți-vă dacă un popor, niște americani, poate să voteze un mort, că m-am gândit mult la semnificația acestui lucru, poate să voteze un mort, un om mort de 3 săptămâni, nu? Ce semnificație are? Păi următoarea, în America e atâta viață, americanii sunt atât de vii, încât își pot permite să voteze și un mort. În vreme ce noi... Senzația mea e că în România trăiesc cu siguranță doar politicienii. Ei arată foarte vii, foarte lucioși, foarte bine îmbrăcați, înfloritori, în vreme ce bună parte în vreme ce bună parte dintre alegători arată ca morții sau se simt ca morții. Adică e ușor invers decât în Statele Unite ale Americii. De acord cu dumneavoastră, care credeți că va fi deznodământul final la alegerile din America? Păi, evident că, din tot ce am spus până acum, rezultă că n-are nicio importanță. Sigur, asta e altceva, că n-are nicio importanță. Sunt diferențe. Ați văzut că europenii râd de americani? Ați văzut presa?
Francezii, da, nemții. Da. Râd, dar nu e râsul lor, domnul Tucă. Pentru că viteza economică... E ca la capra vecinului. Păi râd galben din cauza că euro e unde e și dolarul unde e. Și atunci ce să facă și europenii? Râsul le-a mai rămas. Că restul față de America... Pentru mai că greu. Ați fost scriitor de science fiction. Credeți că ar putea veni sfârșitul Americii de la alegerile din Florida? Eu mi-aduc aminte, am citit o novelă, citeam și eu SF. Citeam la un moment dat o novelă foarte interesantă, care m-a marcat o perioadă de timp, o novelă, și sfârșitul lumii venea de acolo de la un accident de mașină. Accident de mașină care se întâmpla într-un stat foarte dezvoltat și era un trafic uriaș. Da. Un accident de mașină care a făcut un carambol, carambolul s-a transformat în blocaj total și peste zeci de ani, sute de ani, descoperiseră cei care veniseră, descoperiseră niște carcase de metal peste tot, nimic altceva. Și mă gândeam că dacă democrații ăștia americani o să conteste alegerile și iese acolo o mică încăierare și... No. Din asta nu este nimic. Era SF, stați puțin. Nu, iese, stați puțin, că nu. Am și pus odată problema asta într-un text. Nu pornind de la mașini, pornind de la excesul de democrație din America, de la faptul că americii s-au răcut binele, de la toate acele exacerbări ale drepturilor omului din America, prin care nu a pus să mai faci un pas fără a fi dat în judecată, fie de către o femeie, fie de către un negru, fie de către un evreu, fie de către un homosexual, o lesbiană și așa mai departe. Deci există o grămadă dictatura minorității, exact, în America. Există o grămadă de absurdități acolo care seamănă al dracului de bine, deci corectitudinea politică de acolo seamănă al dracului de bine cu stalinismul cel mai pur din Uniunea Sovietică. Știți că ați mai spus o dată în emisiune și ați primit un articol foarte dur pe e-mail după ce ați făcut declarațiile astea. O să mai primesc. Dar aș vrea neapărat să spun ceva. Uitați-vă cât este diferența între primul clasat din sondaje, atât la partide, cât și la prezidențiale din România, și cât este în Statele Unite. Deci, acest hău care se găsește de 30%, la noi, așa, hăul ăsta este umplut cu disperare, cu crispare și cu frică. Acolo nu există hău, deci nu mai există disperare. Nu e niciun hău. Acolo ne jucăm pe procente, pe 2-3 locuri în Senat sau în Cameră, pentru că este în fond un joc de societate în America. Alegerile sunt un joc de societate. Deci mergeți pe Bush sau pe Gore? Haideți ca să... Dacă este să exprim o opțiune, deci nu știu cine va câștiga, teoretic șansele cele mai mari le are Bush. Totuși așa arată tradiția, că chiar dacă se renumără voturile, câștigă totuși cel mai bine plasat dinainte, dar eu aș vrea să câștige Gore. Mi se pare, din câte am văzut pe fiecare evoluând, că Al Gore este mai apropiat de ideea de om de meserie, de profesionist al politicii, absolvent de Yale University, decât domnul Bush, care e mai circar, mai gargaragiu, mai politician, mi se pare, domnul. Deci pe gustul meu. De altă parte, mi se pare politician perfect și Gore. Are o atitudine de asta. Eu l-am văzut la Casa Albă când a sărit în apărarea lui Clinton. Când cu Monica și cu Monica a avut... S-a făcut pila de găină uitându-mă cum vorbea. Eu nu mai serios. Într-un mod absolut impresionant și dramatic. Și da, aș vrea să iasă Bush pentru că America mai are nevoie de să se mai distreze și ei puțin. Nu trebuie să fie foarte serioși. Pentru că se mărește distanța asta între America și Europa. Că noi, dom'le, de ce ne comparăm tot timpul cu americani? Ați văzut asta? România? Da, tot timpul. Nebunie. De la televiziune până la viață, salarii. Deci nu am văzut niciodată să facem o comparație cu Belgia, cu Islanda. Tot timpul ne comparăm cu Portugalia, ne putem compara la agricultură. Dom'le, tot timpul ne comparăm cu americanii în tot ceea ce facem. De la presă la... Și ultima întrebare legată de America. În ce măsură alegerea unuia sau altuia dintre cei doi candidați influențează ceea ce se întâmplă în România? Va influența ceea ce se întâmplă într-un fel... Domnul Tucă, eu cred că nu va influența niciun fel și cu asta putem trece, sau dacă va influența, va influența negativ. Eu cred că putem trece la un alt subiect cu asta, și anume la Uniunea Europeană. No. Pentru că, după părerea, România a intrat într-o perioadă gri în acest moment, după dispariția lui Milosevic. Vă amintiți, în seara în care ne găseam aici cu domnul Cristoiu, începuse să ia foc la Belgrad clădirea aia, și primul lucru pe care vi l-am spus atunci a fost că
Din acest moment România intră într-un cont de umbră. Am ieșit din cărți. Ceea ce, tot ce s-a întâmplat după aceea n-a făcut decât să confirme acest lucru. Fondul Monetar Internațional ne-a refuzat tranșa. După părerea mea, în mod, hai să zic așa, decalibrat, având în vedere că anul trecut eram în situație mult mai dificilă decât asta de anul ăsta. Dar a scris și anul trecut că pe morții din Kosovo. Păi pe morții din Kosovo, normal. Anul ăsta nu mai sunt morți și atunci nu ne mai dă tranșa. Atunci domnul ministru de interne al Germaniei vorbește cum vorbește de România, ca fiind principala furnizoare de bandiți din Germania. O fi. O fi, n-o fi. Problema e că acum un an de zile era de neimaginat un astfel de tip de discurs al domnului ministru de interne german. Împotriva României. Împotriva României. Că umblau cu pe ouă cu noi. Exact cum se umblă cu nouă moale. Apoi această atitudine a lui Verheugen și întreaga atitudine a raportului european este o atitudine, cum să spunem, băi, vă spunem care-i treaba. Dacă vă convine, bine. Dacă nu, la revedere. Correct. Deci niciun fel de menajamente nu se mai practică față de România în clipa de față. Apropo de raportul... Deci ce ați întrebat? Faptul că vine Bush sau Gore e departe. Apropo de raportul ăsta, aș vrea să citesc o știre BBC. Am tot raportul aici, l-am citit și la sfârșit mi-a fost atașată de către colegii mei o știre a BBC-ului care BBC a citit, sau ziariștii la BBC au citit acest raport, au auzit declarații în legătură cu raport. Și ce spune BBC-ul? România ocupă ultimul loc în raportul Uniunii Europene privind stadiul reformelor în vederea aderării. În raport se afirmă că România nu a făcut progrese suficiente în realizarea unei adevărate economii de piață. Pe penultimul loc este Bulgaria. Potrivit raportului, nici această țară nu are o economie de piață autentică, dar a făcut totuși progrese însemnate. Pe primele locuri privind reformele economice sunt plasate Malta, Cipru, iar din Europa Centrală, Ungaria și Polonia. Raportul nu precizează un termen clar de aderare a primelor state, ci doar un termen limită de încheiere a negocierilor cu cele mai avansate candidate. Vorba de 2002. Ce trebuie să înțeleagă telespectatorii români care cred că sunt destul de puțin, să spun, acomodați cu limbajul acesta destul de sec și rece al cifrelor și chiar al cuvintelor în raportul Uniunii Europene. Ce trebuie să înțeleagă cetățenii României după raportul ăsta? Ce se va întâmpla cu noi? Cred că trebuie să înțelegem cu toții lipsa de bunăvoință a Uniunii Europene față de noi. Cum să spun eu, lucrurile pot fi prezentate. Toate declarațiile astea, în fond, sunt politice, domnul Tucă. Într-un anumit moment poți să faci o declarație într-un fel, pornind de la același set de date tehnice, în alt moment poți să o faci altfel. Funcție de la aceeași stare de fapt, economică, socială. Exact, exact. Funcție de interesul politic al respectivei entități în momentul respectiv. Ori, acum este evidentă lipsa de bunăvoință. Ar fi putut să formuleze, la fel cum Fondul Monetar Internațional, domnul Tucă, acum 3 săptămâni, ce-l costa să mai facă ce a făcut? Evident că tranșa nu putea să ne dea pentru că nu merităm. Asta e clar. Dar putea să zică, dom'le, facem o extensie tehnică. Facem o amânare, s-o zică cât de cât voalat. Erau suficiente formule care să nu pleznească în plin. Ce vă spuneam, iarăși, iertați, am ajuns ca babele alea. Ce vă spuneam seara aici, în seara aia memorabilă cu dumneavoastră? Spuneam că o să, la sfârșit, spuneam că o să influențeze ce se întâmplă cu Miloșevici în Iugoslavia, să influențeze rezultatul alegerilor din România. De ce? Pentru că dacă până acum vestul era interesat să aibă aici un regim de tip Constantinescu, care să pronunțe la pont necesară și legitimă, dacă mai au vreo intervenție pe undeva prin Balcani, odată ce Miloșevici a dispărut, acest interes nu mai există. Și atunci au dat pur și simplu o măciucă în capul lui Isărescu și al acestei partide Constantinescu, care e în spatele domnului Isărescu, prin neacordarea brutală a tranșei femei. Același lucru e și în ce se spune aici. Putea fi formulat pe situația care e în România și care, repet, e mai bună decât aia de anul trecut, din anumite privințe, din altele e mai rea, dar se putea formula altfel. Dom'le, există ceva, o creștere economică, cât de cât, slabă, mă rog, nu se simte, dar există. Exporturile, din astea pe materie primă, deci de neprelucrate, export de forță de muncă brută, dar au crescut și astea. Deci se putea formula încurajator, sau se putea formula descurajator. După părerea mea, s-a ales această formulă descurajatoare în acest moment, ceea ce este lucru cel mai grav. Deci înseamnă că nu-i mai interesează în mod deosebit
Cine vine la putere în România și ce se întâmplă aici? Aveți, cred că sunt de acord în cea mai mare parte cu ceea ce a spus dumneavoastră, dar eu mă întreb ce se va întâmpla de aici înainte. Să spunem că în acești 2 ani a existat Iugoslavia, a existat Kosovo, da? Și pentru că a existat Kosovo, au mai venit și semne de bunăvoință din partea înaltei porți, să spunem, sau din partea Europei, să nu vorbim așa. Ce se va întâmpla cu România? Practic, ăsta este primul semnal după cele întâmplate în Iugoslavia, în care se dă un semnal descurajator, să folosesc aceiași termeni, pentru România. Și mă întreb ce se va întâmpla de aici înainte. Păi, domnul Tucă, de ce ne mai putem agăța? Ce mai poate apărea? Să facem un război civil și să vină un regim democratic care să fie sprijinit de vest? Ce mai putem face? Da, eventual să aducem niște bombe, niște rachete pe aici, că așa știe vestul să ajute o țară în general. Eu mă gândesc în prostia mea. Deci dacă vestul a fost în stare să mobilizeze 10 miliarde de dolari pentru a apăra, spunea vestul, o mână de albanezi. Atâta erau în Kosovo acolo și vestul spunea că ei se află în primejdie, în primejdia unui genocid, a unei catastrofe umanitare. Drept care au mobilizat rachete, bombe, bombardând o țară întreagă pentru apărarea acelei mâini de oameni. Alături de Kosovo și de Iugoslavia se găsește acum o țară cu 23 de milioane de locuitori, România, și care se află într-o stare de maximă dificultate. 43% din populația acestei țări, potrivit statisticilor, se află în stare de catastrofă umanitară. Un alt fel de catastrofă. Altfel de catastrofă. Nu sunt urmăriți să fie lichidați de altă etnie, dar sunt urmăriți de foame, de frig, de boli, de o mortalitate între cele mai mari din Europa. Asta e situația. Și de această situație confuză din toate punctele de vedere. Și atunci eu întreb, are dreptul Occidentul, dacă e să cred că Occidentul așa îmi spunea atunci, când cu Kosovo, când eu eram ăla reacționarul care nu credeam, și dumneavoastră, nu credeam în Occident. Ce spunea Occidentul? Dom'le, nu putem să abandonăm, fie și dacă e un grup mic de oameni, nu ne putem lăsa soarta la întâmplare. E, dacă e să aplice până la capăt principiile aia, dacă chiar credeau în ele, așa. Acum nu-i nevoie de rachete și de bombe. Este suficient să nu lase România din mâini, din... Măcar să nu-i spună că o lasă, nu știu cum să vă spun. Cinismul este absolut extraordinar, pentru că acolo s-au băgat miliarde de dolari pentru salvarea... 10 miliarde de dolari. 10 miliarde de dolari, nouă dacă nu poate și nouă să ne mai ajute. E adevărat că nu prea avem ce face cu banii, că îi topim aiurea pe ce este în România. Și asta e adevărat. Și asta e adevărat. Haideți să ne uităm și la noi. De ce Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria au primit, să spunem, deschiderea către Occident, cu adevărat? Pentru că progresele lor economice n-au fost, să spunem, excepționale. Nu s-a făcut restructurarea așa la sânge, cum ni se cere nouă acum, sau privatizările. Vedeți că și la ei sunt probleme. Totuși, lor li s-a dat. Suntem în zona aia gri, putem face trimite la harta aia în care România rămâne în afară? Nu. Care ar fi explicația? De ce în afară? Dumneavoastră a spus argumentele și a spus ce se întâmplă de fapt. Care sunt cauzele? Cauzele sunt profunde și nu, cum să spun, le-am discutat în emisiuni precedente la dumneavoastră aici. Sunt cauze istorice aici. Nu o să ne întoarcem acum să analizăm traiectul. Dar de ce Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia? Păi de ce? E limpede de ce. Pentru că acolo lucrurile s-au petrecut altfel după război decât s-au petrecut în România. România a fost întotdeauna sediul ultim al stalinismului retrograd din Europa de Est. Nu a fost la Moscova. El a fost tot timpul la București. Asta a fost realitatea. De fiecare dată când se făcea un pas în Europa de Est, ultimii, din punctul ăsta de vedere, în planul comunist vorbesc, erau românii. Românii aveau grijă să rămână tot timpul în urmă și să facă un bunker stalinist. Păi și condamnă un popor întreg pentru asta? Nu, vai de mine. Nu condamn pe nimeni. Nu dumneavoastră? Dar există un trecut aici, de care nu se poate să nu se țină seama, de către occidentali. Asta e. Apoi, nu spuneți că nu s-a făcut reformă. Cum să facă reformă în Polonia, în Ungaria, în Cehia? Vai de mine. S-a făcut, am zis, dar nu s-a făcut... Nici nu se compară, ba s-a făcut. Deci în Polonia a existat o perioadă în anii 90, 91, 92 în care s-au mâncat cartofi, s-a băut apă. Corect. Deci a fost o perioadă crâncenă de aproape un an de zile, după care, cu reforma dură făcută de Balcerovici, după care Polonia a decolat. Domnul Popescu, de acord cu dumneavoastră. Dacă e să luăm criteriile de aderare acum,
Credeți că Polonia și Ungaria, Slovacia ar intra în Uniunea Europeană, ar îndeplini aceste criterii? Eu cred că nu. Cum să nu? Nu, nu, Uniunea Europeană nu le îndeplinesc acum. Păi acum? Păi acum. Intră până în 2002, în 2001 acum, e poimit. Dar au un avans. Dar au un avans evident față de noi. Eu n-am zis că nu au un avans. Au un avans de trei ori mai mare. Nu știu dacă vor intra în 2002, nu. Nu știu dacă vor intra în 2002. Au un avans de trei ori mai mare. Da, de patru ori mai mare. Păi asta spune raportul ăsta. Nu știu dacă vor intra. Uitați-vă ce condiții pune Polonia pentru a intra subvenționarea agriculturii. În timp ce noi am tăiat, am lichidat acest lucru. Și polonezii pun... Subvenționarea agriculturii ar fi bună, domnul Tucă. Păi da, dacă am putea să o facem, dar știți de ce nu putem să o facem? De ce? Pentru că ea se face pe seama industriei. În toate țările în care se face, ea se face pe seama industriei. Să iau bani din sectorul produs, produși de nu, sectorul dar polonezii cer bani de la subvențiile la Uniunea Europeană. Din fondurile Uniunii Europene. Agricultură? Da. Dacă participă în interiorul Uniunii Europene, fiecare țară care intră în Uniunea Europeană poate să ceară niște fonduri. Unii beneficiază chiar de fonduri regionale de dezvoltare, așa cum sunt Grecia și Portugalia, de la sine. Dacă polonezii cer chestia asta, n-au decât. E problema relațiilor cu Occidentul. Problema e că noi nu suntem în poziția să cerem asta față de Occident. Dar ce poziție suntem noi? Ce poate să facă noul președinte, ministrul de externe pentru... Păi, aici e problema. Ce poate să facă noua putere, de pildă, care va veni exact la toamnă? Noua putere nu poate să facă, după părerea mea, mare lucru. E foarte trist ce spun acum. Da. În primul rând că nu Uniunea Europeană este principalul adversar. Principalul adversar e poporul român, acum. Hai să ne uităm puțin care e starea de spirit, care este starea sufletească a României. Păi a spus mai devreme, de mormântări. Cum la ei a fost alesul mort, la noi... Exact, la noi arătăm ca morții. Hai să o desfacem puțin această afirmație. Pe niște lucruri întâmplate, pe niște indicatori. Deci, avem 65% din populație care spune că comunismul a fost o idee bună, dar greșit aplicată. Avem 51% din populație care spune că înainte de 1989 ducea mai bine. Avem 33% din populație care vrea partid unic. Acestea sunt datele cu care se intră. Deci asta nu înseamnă, e o mare confuzie. Că e de vină populația, să spunem. Nu. Când spune că comunismul era o idee bună, populația sau că înainte de 89 era mai percepe bine. Percepe nivelul de trai. Exact. Nu se gândește la componentele ideologice ale comunismului. Mecanismul, cenzura... Lupta de clasă și mai știu ce. Nu, nicio legătură. Se gândește la datele efective ale nivelului de trai. Deci avem odată... Avem apoi populația extrem de sensibilizată, muncitorii, de ceea ce s-a întâmplat în acești 4 ani în materie de reformă. Deci, după părerea mea, ideea de nu numai de reformă, de privatizare, ideea de capitalism a fost compromisă. Mai mult decât ideea de capitalism. V-am spus, ne găsim în zona sufletului unei națiuni. Deci a trecut de partea structurală și a trecut la suflet. Și la suflet știți ce este? Este deja fobia, teama de schimbare. Este ca în Oblomov. Îi era teamă și de o scrisoare care vine la nu mai vrea nimic poporul. Aceste experimente care i s-au propus în ultima vreme, care au fost atât de dureroase, l-au speriat, l-au închistat. În momentul ăsta stă ghemuit și a tras pătura în cap. Nu poate să zacă în sărăcie. Și nu mai suportă, sigur că da. Dar nu mai suportă acum. Încercați acum să faci tâmpenii aia cu 100 de zile a individei ălea. Deci aia e aiureală. Absolut. În momentul ăsta, nici în 500 de zile nu poți să scoți românilor spaima de toate aceste privatizări fantomă, oameni aruncați aiurea pe drumuri, oameni bătuți de jandarmi când nu meritau să fie bătuți, cei de la Tepro Iași, pentru că hoții erau dincolo. Corect. Și mai departe, deci lumea s-a speriat de lucrurile astea. O să-i treacă, pentru că n-are, la un moment dat o să revină, că nu se poate muri în sărăcie, în mociri la asta. Nu, ne-a dat să ne chinuim foarte tare. Ne-a dat să ne chinuim. Deci ce să facă noul guvern și noul președinte pe atmosfera care este acum în România? Eu cred că e mai mult decât atât. E resemnare. Deci sunt de acord cu dumneavoastră că a atins sufletul. Și văd și eu, să spunem, destul așa plastic cum ați făcut această comparație, sufletul e ghemuit, nu omul. Da, sufletul. El era sigur de mult la pământ. Sufletul este cu genunchii la gură. Da. E resemnat. Nu mai are putere de reacție. Dom'le, nu mai are tresăriri. Și a avut? A avut. În 97 era aici un fenomen metafizic. Absolut. În istoria poporului român, extraordinar. Poporul român, în general, e conservator. Pentru că știm așa este. Nu prea se aruncă el la schimbare. Ori atunci a manifestat o disponibilitate care m-a uluit și pe mine.
Așa. E, cei care au venit atunci n-au știut, dîmpotrivă, și-au bătut joc de această disponibilitate. Corect. Și-au dus-o în contrariu ei acum. Deci, oricine ar veni se va lupta în primul rând cu poporul român, care are dreptate să fie reticent acum. Deci, idei de genul faceți terapie de șoc, faceți reformă rapidă acum, ca să fiți primiți în vorba, sunt o tâmpenie. Nu se poate face nicio reformă rapidă. Pe starea asta de spirit? Nu se poate, păstără. Păi, știți cum ar fi asta? Un muribond pe masa de operație, să-l salvezi încercând să îi tai gâtul, nu știu cum să spun. Să-l pui să alerge pe cameră ca să se călească. Să-și revină. Să se mai învioreze, nu? Deci, să dacă vrei sport, să-ți revii, dă 10 tururi. Dă 10 ture să-ți revii și ăla e în comă, da, cam asta e să cere. Haideți să ne oprim puțin pentru publicitate și vom continua imediat după aceea dialogul nostru. Stați pe aproape, nu plecați. Dacă te abonezi la Conex până la 30 noiembrie, primești 3 luni de abonament cu 50% reducere. Hai! Adică plătești pe jumătate. În plus, vei primi o cartelă Camarad pentru jumătatea ta. Dai o să te abonezi. Privește imaginile și vei fi captivat de această perspectivă. Indiferent de poziția din care privești, televizorul Sony FT Trimitron Vega este achiziția cea mai bună. Ecranul plat îți redă fidel realitatea la un preț ideal. E Sony. Alege-l pe cel care ți se potrivește. Sony FT Trimitron Vega. Cardul Shell Smart, un nou program de recompensare a clienților noștri. Când faceți plinul la Shell, primiți puncte gratuite pe cardul dumneavoastră. Puteți transforma aceste puncte în cadouri din catalogul Shell Smart disponibil în benzinăriile noastre. Și atunci când spălați mașina la Shell, primiți puncte. Dacă vă este foame, opriți-vă la Shell. Pe măsură ce vă umpleți coșul de cumpărături, primiți puncte. Întrebați chiar astăzi la orice benzinărie Shell de cardul Shell Smart. Cardul Shell Smart. Fă-ți plinul de puncte. Există o culoare care merge la orice. Albul natural. Cu noul blend Amet Medi-White, albul tău natural devine strălucitor. Iar tu o să arăți super întotdeauna. Blend Amet Medi-White și zâmbetul tău va străluci de sănătate. Să nu te înghesui. Da. Bine. Continuăm emisiunea în această seară. Dați voie să prezint o carte. Lansarea va avea loc luni la ora 16, hotelul Hilton, Salonul Diplomatic, o carte dialoguri politice apărută la editura Machiavelli sub semnatura mea. Deci luni la ora 16, Salonul Diplomatic, hotelul Hilton, lansarea cărții. Bun, hai să continuăm discuția noastră. Pentru că tot a venit vorba de alegeri și, mă rog, de ceea ce se întâmpla după aflarea câștigătorilor, spuneați mai puțin mai devreme că va fi foarte greu pentru noi guvernanți, pentru noi parlamentari să desfacă această stare de spirit, sau mai bine zis să conducă această stare de spirit și să facă și reformă, să facă și restructurare. Care ar fi soluție? Cum trebuie început? Cel puțin. Deci, în primul rând, trebuie ca atitudinea Occidentului față de noi, a Bruxellesului, să se schimbe. Vă părea mea. Este imperios necesar. Dacă vor să demonstreze că le pasă cât de cât de noi, trebuie să iasă din această atitudine de urgență, din această atitudine de presiune pe care exercită asupra noastră, să accepte ideea că unde au trecut 10 ani, mai trebuie să treacă niște ani, că nu se poate să ne preseze în momentul ăsta să facem peste noapte ce nu s-a făcut în 10 ani, să rămână alături de noi. Este extrem de important ca Occidentul să transmită mesajul că este în continuare alături de noi, că rămânem în continuare. Chestiile astea care au apărut acum, ce să mai discutăm de multe? Deci, așa apare toată povestea asta cu raportul, e lungă, are, nu știu, 50 de pagini are. E imensă. Corect. Așa, bun. Nu stă nimeni să citească tot raportul al Comisiei Europene. Iată cum arată situația României
pe France Press. France Press-ul care umple instantaneu toată lumea. Asta se citește. Da, agenție de presă internațională. Internațională, celebră. Și iată cum arată lucrurile aici. Scurt, puse și ce circulă în lume. România nu poate fi considerată ca o economie de piață care funcționează și nu este capabilă pe termen mediu să facă față presiunii concurenței și forțelor pieții în Uniunea Europeană. Ecri la comision, dans un raport anuel, nu știu ce. Punct. Asta este ce circulă. Deci, în momentul în care apare așa ceva, în momentul în care presa este plină și, iată, BBC-ul spune ce spune, România codașa codașelor. Deci, suntem puși așa pe post de Aurolac. Bulgaria, da. Deci România este acum Aurolacul, domne. Aurolacul Europei de Sud-Est. Asta și ni se spune, Aurolacule. Adică, nenorocitule, stai acolo, că nu vezi cât ești de rufos, cât ești de bubos, de urduros, stai în colțul tău. Păi cu astfel de mentalitate, părerea mea, nu se poate face nimic. Nu suntem în așa hal. Se mai poate face ceva cu noi. Deci, esențială mi se pare această schimbare de atitudine a Occidentului, care este incorrectă acum. Eu nu cred, așa cum spune domnul Isărescu acum, că FMI-ul poate greși. Asta e un slogan, mi se pare electoral. De altfel, FMI-ul nu a greșit în 1999 pentru simplu motiv că nu a exprimat niciodată în 1999, cu subiect și predicat, faptul că România ar intra în incapacitate de plată. Că va intra în incapacitate de plată. Asta discutăm noi. Nu. Singura știre care a apărut pe plan mondial în legătură cu asta a fost dată falsă de către CNN. Știu că m-am ocupat atunci de a scobi prin mecanismul ăla. CNN-ul a fost la urmă, a trecut și până altă agenție care era nevinovată, Bloomberg, dar CNN-ul era la bază. În rest, n-a existat nicio astfel de afirmație oficială a organismelor internaționale. Deci nu e cazul să așa. Însă, cred că fără această schimbare din exterior nu putem face nimic. Orice am face noi aici. De unii singuri nu putem face nimic, domnul Tuc. Nu cred. În ce privește interiorul, eu cred că este necesară o schimbare fundamentală de optică. Dacă văd că și acum Uniunea Europeană nu pune deloc accentul pe ceva esențial, pe construcția de la iarbă verde. Niciun cuvânt nu există și sunt uluit să văd în tot raportul. Ce înseamnă construcția? Ce înseamnă asta? Înseamnă o expresie tipică anglosaxonă care presupune construcția unei întreprinderi noi de la de jos, de la pământ. Deci fără nimic. De la iarbă verde. Îi faci fundamentul, îi spune de la iarbă verde, fundamentul, îi tragi apa, îi faci tot. Deci asta presupune să încetăm cu obsesia asta a întreprinderilor vechi, care trebuie neapărate vândute, tăiate, bucăți, scoși oameni și așa mai departe. Sigur că trebuie făcut și asta. Dar dacă nu se inițiază un proces de construire a astfel de întreprinderi noi, cu totul noi, printre astea vechi, nici alea vechi nu vor putea fi dezafectate. Adică hai să construim și noi ceva de la zero. De la zero, domne, că tot ne batem pe moștenirea lui Ceaușescu, domne. Și UE-ul vorbește numai de moștenirea lui Ceaușescu. Când spuneți să construim, vă referiți la stat? Nu noi. Nu statul, investitorii. Deci, esențial mi se pare crearea cadrului, nu ca să vină investitorul serios să îmi cumpere mie Sidex-ul. E bine dacă îl cumpără, dar e greu. E foarte greu de privatizat Sidex-ul. Să fie interesat investitorul și pe un teren viran de aici din România. Se dau facilități pentru așa ceva? Nu se dă nicio facilitate. Tocmai aici e problema. Că tot femeiul a fost, acum CNCR ce face privatizare rapidă. Ăsta este cinism curat. Cum să faci privatizare? Cu ce investitori? Cui să vinzi când facilitățile pentru investitorii străini au fost suspendate, cum bine ne aducem aminte, da, la cererea femeiului, la presiunile femeiului? Și atunci, normal că investitorii mari au fugit. Și atunci, să privatizăm cu ce? Cu OTE? Cu greci? Cu turci? Cu cehi? Cu EDRD-i? Sau să facem, eu știu, privatizare MEBO sau privatizare de tip Cojocaru? Adică să dăm la oamenii muncii. Adică, finalmente, să ne furăm căciula. Nu, adică nu. Marile firme nu prea au venit în România. Păi n-au venit acum. Și nici n-au cum să vină în aceste condiții. Au venit condiții. Doar ăștia puși pe prăduit. Exact. Pe prăduia, și Uniunea Europeană nu spune niciun cuvânt de acest lucru, care de aici, cred că poate porni, se poate declanșa procesul de refiriment. Nu din faptul că privatizăm nu știu care uzină sau nu știu care combinat de pe vremea lui Ceaușescu. Da, pe de altă parte suntem vinovați și noi. Nu noi, pentru că ar fi culmea să mă fac eu vinovat acum de faptul că Parlamentul
despre asta e vorba, a devenit o anexă a guvernului. Și în evaluarea asta făcută de Uniunea Europeană se spune acest lucru. Unele dintre mecanismele folosite de guvern pentru a depăși blocajul a fost emiterea de ordonanțe și ordonanțe de urgență. Oh, și ce ordonanță, această practică constituie motiv de îngrijorare, deoarece se ajunge la adoptarea de măsuri legislative în lipsa unei consultări adecvate, iar pe de altă parte, împuternicirea de care dispune Parlamentul pentru a modifica sau respinge ordonanțe fără stabilirea unei limite de timp în privința examinării acestora pot duce la instabilitate legislativă. Foarte adevărat acest lucru. Da, deci... Cât se poate de corect și vreau să vă spun că Parlamentul n-a fost altceva decât în acești 4 ani, n-a fost altceva decât o anexă a guvernului. Guvernul a făcut ce a vrut. A dat ordonanțe de urgențe, Parlamentul n-a avut niciun cuvânt de spus. Păi știți care e contraargumentul care vi se aduce imediat? Care? Tocmai ăsta, viteza. Dom'le, trebuia să facem totul. Nu putem, zice, să așteptăm procedura parlamentară, că aia durează, aia discută mult și noi acum trebuie să privatizăm și dăm totul, ordonanțe de urgență. Totul și dăm ordonanțe de urgență. S-a întors împotriva noastră. Bandă rulantă. Este o prostie. Trebuie să stăm că, cum să spun eu, o muri și o vedea, nu? Spunea Nichita Stănescu. Avem înainte, suntem într-o situație atât de proastă încât, după părerea mea, timpul nu cred că mai trebuie să intre în discuție. Să stăm aici liniștiți, să pornim ceva, în sfârșit să vedem că se mișcă ceva, nu sub formă de urgență, nu sub formă de presiune, să lăsăm Parlamentul să lucreze, să voteze într-un fel sau altul, în timpul în care votează și măcar să miște ceva. Aici este limpede, nu putem continua asta. Domnul Popescu, dar în acești ani, liderii partidelor Cocopo și Cocopa, pentru că a fost coaliție, iertați-mă o secundă, și a chemat liderii parlamentarilor și a zis, votați asta. Da, știu. Știu. Deci n-a mai, nu s-a, Parlamentul a fost o jucărie în mâinile guvernului. Știți ce a făcut acum actualul guvern? Cu avalanșa de ordonanțe? Nu știu ce trebuie făcut. Să vă spun eu, a blocat viitorul Parlament, care nici nu există. Deja viitorul l-a Parlament care trebuie să adopte... I-a trântit în cap acum... Să adopte ordonanțe de urgență. Vraftă ordonanțe pe care n-are. Deci până să se apuce să facă ceva cât de cât nou, proaspăt, trebuie să discute ordonanțele astea vraft pe care le trimite guvernul de față. Și tragedia va fi alta. Aceste ordonanțe de urgență au fost aprobate de un parlament, de un guvern, de o anumită coaliție și se poate schimba radical, după sondaje așa se pare, se poate schimba radical componența parlamentului, care poate să modifice substanțial ordonanțe de urgență. Da, deci este o muncă de pomană, un timp pierdut și mai departe. Haideți să vă spun ce scrie în raportul ăsta, apropo de ceea ce îi rămâne de făcut viitorului parlament, de votat. Așa cum s-a menționat și în ultimele rapoarte anuale, România a realizat stabilitatea instituțiilor care garantează democrația și statul de drept. În ceea ce privește Parlamentul însă, numai 59 din cele 453 de proiecte de lege, ordonanțe și ordonanțe de urgență ce au fost supuse au fost adoptate până la sfârșitul anului. Diferența va trebui adoptată de nou Parlament. De la 453 la 59. Deci absolut înfiorător. Da, este înfiorător, să blochează, practic. Eu nu sunt de acord cu asta, că stabilitatea legislativ. Instituțiilor care garantează democrația statului, eu nu sunt de acord cu asta. Vreau să vă spun, este o părere personală, că în instituțiile statului au lucrat vagabonzi. Golani și vagabonzi. Oameni care nu aveau ce căuta să ocupe niște funcții de stat, de demnitar, unele dintre ele cele mai înalte. Nu se mai poate nici asta. Sigur că ne e rău, sigur că suntem cu sufletul ghemuit la gură, dar nu putem... Dom'le, noi ca ziariști, dar nici măcar populația, nu se poate tolera ca funcții de demnitare ale statului să fie ocupate de astfel de oameni. Eu nu dau nume acum, e campanie, o să spună că nu știu cine e în spatele meu. Dar după alegeri o să scriu despre perioada asta, pentru că nu trebuie chiar așa de ușor trecută cu vederea. Și mai ales avertizați cei care vin. Știu funcționari care s-au purtat ca niște vagabonzi în funcție de demnitare ale statului. Haideți să vorbim puțin și de campania electorală. Pentru că tot am vorbit la început emisiuni de campanie din Statele Unite. Da. Cum vi se pare campania electorală? Ar fi prima întrebare, mai sunt câteva legate de ceea ce se întâmplă acum. Ești arsă, etern, poate aduce modificări, vi se pare o dezbatere pe principii sau vi se pare o dezbatere sterilă? Există? După părerea mea, campania electorală este ca și inexistentă în România în momentul de față. Tocmai acea diferență de care vă spuneam, care este o între primii clasați, primul clasat la partide și la prezidențiale și urmăritori,
este un fenomen, cum să spun eu, cu recursie internă, de tip bulgăre de zăpadă. Deci cu cât se dau mai multe astfel de sondaje, cu atât ele induc în populație ideea că acel prag este mare și el crește și mai mult. Acea diferență este mare, ea crește și mai mult. Deci, cumva, cred că s-a instituit un soi de resemnare în clipa de față. Adică ce să mai facem la 30% diferență pe care le au... Resemnare și a candidaților. Și a candidaților. Deci, după părerea mea, doi dintre candidați în clipa de față, dacă nu reușesc, n-avem voie să rostim niciun nume. Ba da, spuneți aici. Deci domnul Isărescu și domnul Strolojan. Nu, să nu atacăm pentru că e campanie. Nu, nu-i atac deloc, eu fac o analiză. Păi niciunul dintre ei, indiferent care este. Vă rog. Deci dânsii domnul Strolojan și domnul Isărescu, dacă nu reușesc să-și depășească balta sau bazinul, e numit de obicei bazin electoral. Bazin, dar aici... Mă rog, eu aș numi o baltă, așa în care să bălăcesc. Atunci n-au nicio șansă. Pentru că, după părerea mea, bine nici că nu i-a zis puț, așa. Nici celălalt, așa. Niciunul, nici nu. Pe mine să știți că nu mai aceneau. Voia pe dumneavoastră. Nu, dar n-are nicio... E baltă, e lac, e bazin, e puț. Adică e și expresia din lac în puț. Vă rog. Da. Deci, dacă nu reușesc să sară din balta asta, să iasă pe marginea căzii astea electorale, da, așa, să facă un pas în afară, n-au nicio șansă. Până acum nu mi-au demonstrat lucrul ăsta. Deci n-au reușit, cum să vă spun eu, decât să vorbească pentru proprii lor alegători pe care îi aveau oricum. N-au reușit să spargă, muște, să spargă n-au plafon, reușit să muște de acolo de unde e grosul. Și știm toți unde e grosul. De acolo era de luat. Așa, la Ion Iliescu. De acolo erau de luat voturi. Deocamdată n-au reușit să muște nimic, după părerea mea. Tot ce pot face este să se muște unii pe alții, să-și ia voturi pe partea lor, pe partea, să-i spunem, între ghilimele, dreaptă, dar nu reușesc să muște să partea la ceva? Cealaltă deloc. Cu cât vor mușca acolo, la propriu, da, pe jumătate la propriu, pe jumătate la figurat, vor pierde din procente. Este tocmai invers, cred. Adică? Cu cât vor mușca, vor încerca să atace, să spunem. Nu vor mușca din procente. Eu nu am folosit termenul a mușca în sensul atacului. Nu, a mușca procente. În sensul a lua. A lua electorat. A lua electorat. Dar știți, aveți perfectă dreptate când spuneți că când explicați fenomenul acela, cu cât apar sondajele, se adâncește resemnare. Da. Uitați-vă la Convenția Democrată. Deci Convenția Democratică e sub prag, la jumătatea pragului, da, în ultimele sondaje. Da. Da. Nu văd, nu știu. Eu știu, să spargă, să răstoarne căruțele, să frângă stâlpii pe genunchi, să dea foc, nu știu, trebuie să facă ceva. Acolo domnește o seninătate de nu multă se poate, vreme. Dacă și acu e seninătate. Este. Până, seninătate, știți, până în ceasul al 24-lea. Există o seninătate patologică, domnul Tucă, aceea nu care se... ochii sunt goi, privirea e la cer, deci oamenii aceia, părea mea că nu realizează de mult ce li se întâmplă, declarațiile pe care le fac. Da, după declarații se pare că declarații de autovictimizare din astea, rămânem ultima redută în lupta cu comunismul, cu stânga și așa mai departe. Dumnezeule, deci nu pot decât să... Deci e foarte grav dacă nu intră Convenția Democrată în Parlament. Deci eu aș dori să intre Convenția Democrată în Parlament. Păi nu, dar care ar mai fi opoziția dacă n-ar intra? Absolut. Dar în felul în care se comportă și cu ceea ce se întâmplă acum în partea aceea, declarațiile domnului Radu Sârbu, nu le mai menționez în ultima vreme. Nu, lăsați-i că e și dumneavoastră candidat și să nu spună după aia că... După aia nu vă mai lasă să apărăți la televizor sau la radio. Dar spunea, de ce nici la radio? Europeană de... De presă? Ba da, la ce râs mare vorbim, că de presă spune lumea după aia că ne autovictizăm și noi. Dar spune Uniunea Europeană, nu spunem noi. Mă gândeam la domnul Radu Sârbu, de ce nu v-a interesat să apăreți la radio, de exemplu? Da. Ca la televizor să vă duceți la radio. Consideră foarte fotogenic, consideră că vocea nu e suficientă. Da. Hai să ne oprim pentru ultima dată în această seară, urmează publicitate. Și ne vom întoarce pentru concluzie, pentru partea finală a emisiunii. Cumpără și activează orice cartelă Conex Go până la 30 noiembrie și te alegi cu un credit suplimentar.
Alege o ofertă boierească. Ingrediente de cea mai bună calitate. Condimente atent selecționate, pe placul tău combinate. Knorr Delicat oferă supei tale de fiecare dată gustul pe care întreaga familie îl adoră. Fără el, gustul nu-i la fel. Acum, pentru cea mai gustoasă supă de pui, încearcă Knorr Delicat, gust de găină. Knorr. Life can be so delicious. Unei aventuri. Durerile sunt extrem de neplăcute. Te simți lipsit de chef și indispus. Ia un antinevralgic. Calmează rapid durerea și îți redă bună dispoziție. Antinevralgic, fără dureri de cap. De la Sicomed, producătorul de medicamente numărul 1 în România. Da, ultima parte a emisiunii noastre. Să rămânem la campania electorală. Dezbaterile de până acum. Ar fi prima întrebare. Cum vi se par? Există o dezbatere? Există o dezbatere pe principii, pe chestiuni de fond sau e o dezbatere de vorbe și atât? În primul rând, mi se par aproape total ineficiente din punct de vedere electoral. Am participat și eu la astfel de talk show-uri, de emisiuni electorale în ultima vreme, am văzut. După părerea mea, nu reușesc să schimbe, să miște ceva în procentele pe care le au, fie partidele, fie candidații, decât în măsura toleranței statistice, 0,5%, 1% față de ceea ce oricum au. Sunt total ineficiente. Apoi, să vedem cum se desfășoară aceste dezbateri. Foarte multe generalități. Dom'le, cum întreb pe cineva, când e vorba de generalități, toți reprezentanții partidelor dau pe gură niște lucruri cu o fluență, se vede că le-au spus de multe ori, le poartă dintr-o televiziune în alta, le repetă. Sunt marote deja. Marote deja, este stupid. E clar că nimeni închide lumea televizorul. Oamenii nu încearcă să vină cu ceva particularizat. Dacă le pui o singură întrebare particularizată, pe cum mi s-a întâmplat mie aseară, le-am pus o întrebare, dom'le, ce faceți acum când nu mai e apă pentru orașe, că e secetă? Nu mai e apă. Și ce ați găsat pe... Dom'le, mi s-a venit cu programe de perspectivă, dom'le. Cum să facem cu baraje? Dar barajele nu sunt. Deci eu puneam o întrebare, decizie operativă, acum ce faci? A fost imposibil să obțin o astfel de... Nu rămânea decât să se ducă oamenii să sape puțuri, da, adâncime, ca să ia apă de undeva. Vedeți cu CNO, cu puțurile, pentru că... Așa, da. Deci, nu știu de ce nu v-ați uitat aseară la emisiune. Ați fost la TVR, am găsit explicația. Exact, n-aveam cum să mă uit. Și cu cine v-ați înfruntat? Cu un domn de la Viața Sănătoasă sau cum era? Partid? Eu eram de la Moartea Sănătoasă. El era, dânsul era de la Partidul Vieții Românești. Un nume foarte onorabil. Și că de la Moartea Sănătoasă, da. Păi da, pe, normal. Deci la... Nu vin cu nimic particularizat, fug, cu idei proprii, cu... de lucruri aplicate. Deci, dom'le, situația este asta, acolo, unde, la Galați sau nu știu unde, sau situația unei anumite categorii, ce facem acolo. Deci nu fac discursul foarte particularizat. Toată lumea se menține în generalități. Vom face, vom drege, vom reduce inflația, vom... Nu se poate cu asta. Spune populației că vei reduce inflația. Ce înseamnă chestia asta? Nu înseamnă nimic. Ce e aia inflație? Absolut. Deci nu încearcă nimeni să ajungă cu mesajul la populație. Apoi, toate aceste manifestări, mai observ un lucru jalnic, domnul Tucă. Candidați, pot să spun și aici un nume, că nu-l atacă în niciun fel. Omul n-are nicio vină, domnul Stolojan. Deci domnul Stolojan este acum ca un fel de minge, de știți cum sunt punching ball-urile alea, alea în care dai la box din toate părțile. Deci parcă văd în domnia sa influența a nu știu câți sfătuitori, acum, în toate părțile, care îi spun să facă în toate felurile. Ce să zică, cum să zică, l-am văzut într-o emisiune în care se încrunta și se uita și mai chiorâș decât se uită.
făcea și mai multe schime decât oricum face, evident alea erau din sfaturile staffului, care i-a spus, domne, dă senzația că vrei să spargi reflectoarele din studio când vorbești. Nu, că vrei să muști. Că muști, da, exact, să muști, da, mai degrabă. Este aberant. Îl alterează pe candidat. Candidatul trebuie să încerce. Păi știți de ce, domnul Popescu? Pentru că, spre o deosebire de America, staffurile electorale la noi sunt departe de a fi cu adevărat și, de fapt, nu staffurile electorale, greșesc, sfătuitori ăștia. Eu nu cred că în America Bush, Gore, sau să spunem guvern, Madame Clinton, au sfătuitori de ăștia câte 20, dă-i în cap, tu lasă-l mai mal. Cred că au o anumită libertate, merg pe anumite programe. Și poate oricum, sfătuitorii ăia știu ce spun în general, nu dau sfaturi din astea absurde cum primesc aici. Dar știți că eu candidați. Nu sunt de acord și eu nu cred în candidații care învață astfel de lucruri. Eu cred într-o manifestare absolut naturală a lor și inclusiv a exprimării cunoștințelor. Mie mi se pare foarte falsă campania americană. Am altă structură. Nu aș putea să-l votez pe unul care are un discurs dintre ăsta învățat. Dar toate campaniile sunt false. Știu. Dar nu, dar unele sunt false și eficiente, altele sunt false. Bun, și de acord cu asta, dar eu nu pot să marșez la o astfel de campanie. Cum nu sunt, păi la, nu sunteți un politic, ziarist. Cum la fel nu sunt de acord să scrie cineva discursul și tu să-l citești. Mi se pare îngrozitor. Hmm. Am aflat acum că lui Churchill depinde. Interpreta cineva discursul. Depinde, domnul. Dar probabil că îl scria el. Depinde. Nu, tu, eu nu pot să-mi citească cineva discursul. V-am spus, de-aia nu sunteți politician. Nu de mine, dar nu pot să merg să aflu că lui Cutare a scris nu știu cine discursul. Și marea majoritate a discursurilor sunt scrise de alții. Da. Păi nu pot să cred în asta. Dar probabil că sunt eu pe dos. Bun, ultima propoziție. Nu ultima propoziție. Ultima idee. Ultima idee este că toate aceste întâlniri pe care le-am văzut până acum, în special la prezidențiale, au un ușor caracter de ipsațiune. Ați șocat publicul, da. Auditoriu. Este vină de la ipse, de la însuți, din latină. Asta ca să nu spun onanie. Știți de ce? Pentru că nu este prezent cel pe care îl urmăresc toți. Adică, da, sunt niște monologuri. Tomu Iliescu, care nu vine acolo și e treaba lui să nu vină. Asta e, n-ai ce să-i faci. Da. Asta e, evident, și eu l-aș sfătui așa dacă aș fi consilier acolo. Dom'le, da. Nu te duce. Nu intra la bătaie. Pentru că nu-i convine. Bun. Iar ceilalți se bat între ei acolo. Ca... Bun. Da. Vă mulțumesc mult pentru participare. Trebuie să intre satelitul, mi se spune, cu americanii, să vedem ce se întâmplă în Florida. Dacă s-au pus și crocodilii la numărătoare sau doar voturile. Vă mulțumesc mult pentru participarea în această seară. Ne oprim aici. Ne vedem luni din nou. Până atunci vă spun ca de obicei, țineți aproape satelitul, bineînțeles.